Mă prezint astăzi în fața dumneavoastră pentru a-i da o mână de ajutor premierului Ponta. Și credeți-mă că nu este o ironie în acest moment. Ieri recunosc că văzând ploaia de minciuni pe care a spus-o, întâi m-am gândit că este rău intenționat, după care m-am gândit că are o problemă. Este pus într-o situație penibilă de incompetenții cu care lucrează. Fie că discutăm despre ministrul transporturilor, ministrul Lebădă, permiteți-mi să-i spun astfel, pentru că ăsta o să scoată un cuvânt atunci când o să dispară din funcție. Și cer public domnului Ponta demisia acestui ministru incompetent care n-a fost capabil să facă absolut nimic din infrastructura românească și n-a făcut nimic pentru banii europeni. Poate că cineva se întreabă, domnule, și în ce calitate vii să ne dai lecții? Nu vin să dau lecții. Am aici un raport care este al Curții de Conturi, pentru că ieri băgaseră în cap domnului Ponta că e un raport făcut de politrucii din transporturi. Nu e un document care să mă intereseze nici pe mine, nici pe ceilalți din jurul meu, oamenii normali și raționali, pentru că în acest document scrie foarte clar, da, în concluziile documentului, că Ministerul și-a făcut treaba. Este un raport făcut pe ultimii 7 ani ai activității Ministerului Transporturilor, este depus și la Camera Deputaților și acolo sunt prezentate toate măsurile care au fost luate, pornind de la standarde de cost, de la standardizarea contractelor, economiile făcute la contracte, renegocierea Bechtelului, renegocierile de la Alstom și toate măsurile pe care noi le-am luat, plus deblocarea fondurilor europene. Și situația la zi, și pot să-i pun la dispoziție domnului prim-ministru acest raport ca să vadă toate detaliile, să vadă în ce stadiu este ministerul, dar situația la zi arată astfel. Fondurile europene au fost contractate, trebuiau doar implementate. Dacă, și aici există un dacă, foarte mare dacă, în locul oamenilor de calitate din minister, care nu erau înregistrați politic, directorii care au fost dați afară de un cap, așa cum sunt dați afară toți profesioniștii din sistemul de transporturi, n-ar fi fost aduși politruci de 2 lei, care n-au altă treabă de făcut decât să facă rapoarte. Repet, cer demisia acestui ministru Lebădă, că tot nu știe numele lumea, dar îl cheamă Silaghi pe numele său, astfel încât să scăpăm de o povară și să aducem României 2,5 miliarde de euro, așa cum a fost bugetat fundamentat bugetul de stat pe anul 2012. Tot pentru a-l sprijini pe domnul prim-ministru Ponta, am un alt document care înseamnă fundamentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2012. Și vă spun public, suma alocată Ministerului și necesară pentru a duce la capăt proiectele de investiții, dintre care doar 10% dintre acestea sunt finanțate din bugetul de stat, restul sunt fonduri europene și credite externe, este de 14 miliarde de RON. Și voi reveni asupra acestui subiect, dar îi dau și acest material care să îl sprijine și să vadă că e pus în situații penibile și deseori pare mincinos, nepregătit și caragios din pricina celor care îl dezinformează. Nu în ultimul rând, cel de-al treilea document pe care îl dau, tocmai pentru a salva timpul și pe care dacă nu le dau afară directorii competenți și nepolitizați din minister, este răspunsul pe care trebuiau să-l transmită Comisiei Europene și care se află în Ministerul Transporturilor de mai multe luni de zile. Da, nu poți să pui incompetenții și, eu știu, am mai spus-o deseori, agricultorii și alte profesii care n-au nicio treabă cu finanțările externe, cu fondurile europene, să gestioneze fondurile europene. Deci acest ministru Lebădă trebuie să plece acasă pentru că a stat ca o lebădă pe documente și în loc să meargă la Bruxelles să apere interesele României, a stat să se ferchezească în fiecare zi și să-și gestioneze clientela de partid. Pe ce fundamentez bugetul? Domnul Ponta spunea ieri și vă repet, o iau ca pe declarație de bună credință din punctul dumneavoastră de vedere, cu siguranță doar incompetenții de sub el au putut să-l sfătuiască să spună asemenea inepții, ne-a spus că bugetul nu are acoperire pentru finanțări. Păi, acesta este și veți găsi și mapele dumneavoastră, este bugetul alocat Ministerului Transporturilor pe anul 2012. Suma este de 14.207.000. Aceștia au fost banii pentru 2012. Ce au făcut distinși colegi? Pe primele 6 luni a reușit marea performanță de a nu cheltui 1.254.000 de lei. Sunt bani pe care trebuiau să-i dea constructorilor pe lucrurile efectuate. Mă veți întreba de ce. Logic, când trebuie să aduci 2,5 miliarde în bugetul de stat, ca rambursare de la Comisia Europeană, plătești constructorul, pentru că așa funcționează programul de transporturi, și facturile merg la rambursare. Aceștia sunt bani pierduți. Bani pe care România nu i-a cerut înapoi de la Uniunea Europeană pentru că ei n-au ajuns la destinatarul final, cel care a executat lucrările. N-a ajuns minunea asta. L-am auzit pe domnul premier spunând de alte trăznăi, da? Că erau proiecte finanțate din bugetul de stat și că nu au fost afectate fondurile europene și că din cauza păgubasei guvernări anterioare s-au pierdut bani. Nu, domnule prim-ministru, și tot în mapele dumneavoastră veți găsi această listă
pe care sunt proiectele care au fost tăiate. Toate sunt în minus, da? Acei 1.200.000 pe care noi au cheltuit în primele 6 luni. Și aici vă enunț doar câteva dintre proiectele care au finanțare din fondurile europene și care sunt în execuție. Atrag atenția că tot aici se regăsesc proiecte care sunt finanțate din ISPA. Eu am cerut prelungire la ISPA până la sfârșitul acestui an ca să nu plătim corecția financiară de 1.000.000.000 de euro. Și aici sunt tăiați și banii de la Deva Orăștie, sunt tăiați și banii de la Lugoj Deva, sunt tăiați și banii de la Coșlariu Simeria, sunt tăiați și banii care vizează rețeaua de infrastructură absolut necesară unui investitor, investitorilor mari din industria auto din România, Renault-ul și cu Ford-ul. Ambele aveau finanțate proiecte de drumuri care au fost reduse ca și finanțare și le veți găsi în tabelul cu numărul 2 din mapa noastră de presă. Tot ca o dovadă, ca să nu vorbim în van, și le dau domnului prim-ministru ca să vadă că devine caragios repetând ce-i spun niște nepricepuți. Da? E mai mult decât caragios. Aveți aici execuția bugetară pe ceea ce înseamnă fondurile europene și veți vedea că din totalul alocat pe fondurile nerambursabile de coeziune, pe FEDER și de post aderare și ISPA, toată execuția a fost pe minus. Banii au existat în buget și n-au fost folosiți. N-au fost folosiți pentru a plăti constructorii care și-au executat lucrările. Clar, cine nu face lucrări de calitate și să nu credeți că fac apologia constructorilor, nu sunt validată în piață ca o prietenă a lor, ci din potrivă, aceia nu trebuie plătiți. Dar în momentul în care tu pierzi 1,256 de miliarde de RON, înseamnă că ai o problemă la căpuț, dacă ai bani în buget și nu-ți plătești facturile către furnizorii sau prestatorii tăi de servicii. Și mai mult, sunt banii de la București. Oare Bucureștiul chiar nu contează pentru nimeni? Lăsând la o parte că au fost tăiați toți banii de pe centuri, da? Că ne văcărim, facem drumuri care nu duc nicăieri. Păi dacă le tăiem, le luăm banii de la finanțare, fie că e centura de vest, fie că e cea de nord, fie că e sudul Bucureștiului, fie că discutăm și de magistralele de metrou, unde au fost tăiați bani din nou pe cele două proiecte, pe drumul Taberei Eroilor și pe parcul Bazilei Străulești, cum vrem să se întâmple investițiile? Reamintesc celor care nu știu și spun și domnului Ponta că poate nici ministrul de finanțe, deși ar fi trebuit să o facă, nu i-a spus, doile investiții în infrastructură înseamnă un leu întors în bugetul de stat, numai din taxe și impozite. Și mai amintesc că toată finanțarea alocată pentru infrastructura din România însemna circa 100.000 de locuri de muncă doar pe partea de construcție de infrastructură de drumuri. Mergem mai departe. Deci dacă tot ministrul Lebădă este incapabil să-și citească bugetele, nu numai că nu folosește 1.200.000.000 din banii de pe primul semestru, dar mai face o tâmpenie unică. Unică. De aceea trebuie să demisioneze, să plece imediat omul acesta. Este dușmanul României. Din fondurile europene, da, el reușește marea performanță. Deci după ce ajunge de la 14 miliarde buget alocat Ministerului Transporturilor la 12, este atât de preocupat de infrastructura românească, cu toată gașca lui, cu listuțe și cu procente și cu toate cele, încât mai pierde cu multă, multă inteligență 1.046.000.000. Aceștia sunt bani pe care domnul prim-ministru nu îi găsește în buget. Și îi găsește în incompetență, îi găsește în corupție, îi găsește în interese ale unor tovarăși care n-au ce să caute în ministere și să lucreze acolo. Și poate să caute listuțele, să vadă de unde vin, pe unde vin, că poate nu știe. Deci eu pornesc de la buna credință a premierului, care a fost dezinformat de toți incompetenții din subordinea lui și, din nefericire, a fost pus în această situație penibilă de a spune lucruri neadevărate. Aveți tot în mapa dumneavoastră ce înseamnă proiectele finanțate din bugetul de stat. Sunt 33 la număr și, cum vă spuneam, ele reprezintă 10% doar din bugetul total alocat Ministerului Transporturilor. Restul este finanțat din credite și fonduri europene. Să nu mai vorbim despre liste de tăiat proiecte, nu mai finanțăm proiecte alandala care n-au fost incluse, care sunt incluse acum în nu știu ce liste. Minciună sfruntată! Minciună sfruntată! Bugetul de stat s-a fundamentat pe spațiu fiscal alocat Ministerului Transporturilor, pe limitele pe care le aveam pe deficitul bugetar și au fost curățate aceste proiecte tocmai pentru a nu avea astfel de surprize. Și nu în ultimul rând o să aveți, ca să vedeți ce a însemnat exact Fondul Național European, ce au însemnat tăierile punctuale pe fiecare dintre proiecte. Deci aici suntem astăzi cu ceea ce a făcut sau a declarat, declară domnul prim-ministru. Vă repet, ca populare europeni nu avem niciun interes și ca Partid Democrat Liberal nu avem nici cel mai mic interes să vedem România că nu atrage fondurile europene. Nu este în interesul nostru ca fondurile să se blocheze și nu este în interesul nostru să se aplice corecții. Dacă nu știu,
Lăsând la o parte orgoliile politice, le stăm la dispoziție. Pe gratis. Știu că sunt învățat să lucreze pe bani mulți. Pe gratis le spunem ceea ce știu și le dăm și documentele de care au nevoie pentru a merge la Bruxelles ca să apere interesul național. Altfel, cele 5, peste 5 miliarde de euro care trebuiau să vină anul acesta în bugetul de stat nu vor veni pentru că nu se vor face rambursările și aici spun doar atât. Acesta cred că este motivul, sau mai mult ca sigur motivul pentru care nici nu vom vedea bugetul până la sfârșitul acestui an. Pentru că fondurile europene nu au fost rambursate de la Bruxelles, pentru că nu s-a facturat, pentru că nu au fost transmise facturile la Bruxelles spre a fi verificate și rambursate României și pentru că nimeni nu s-a preocupat să meargă și să apere interesele noastre. L-am auzit pe premier spunând mai devreme că vrea să fie egal cu celelalte state. Ca să fie egal cu ei, trebuie să te bați pentru drepturile tale. Dacă aștepți să se bată altcineva pentru tine sau te mulțumești doar să faci declarații politicianiste de oriunde, de pe stadion, din câmpie, de pe șez și pe unde mai găsești, atunci banii nu or să vină către România și ăia ni se datorează. Sunt ai noștri.